Beri. Neața, Beri. Ai un minut că sună alarma. Hai. Nici măcar un minut nu am. Ce se întâmplă? Am văzut sapuiu. Așa. I-am pregătit și umplutura. Observați că la Beri e liniștea de dinaintea furtunii atunci. Băi, când... unde e hârtia? Am aici. Ia și caut-o. Nu, las că fac eu rețetarul aici. Fă tu. Da, să scrii ce scrie aici, uite. Ruladă de pui. Asta e rețeta de astăzi, domnul Beri? Nu. E rulă, mă. Stai, mă, nu mai mișca, că dă omul ăsta, Marian, dă zoom aici, că eu nu... Bine, dacă Marian e șmecher, ar trebui când fac așa să mă surprindă să mereu, cum mă prinde pe roxenica, nu să facă toate... Ruladă de pui. Rulă de pui. Mă, lasă-mă cu... Gata, am înțeles. Nu, dar să mai schimbă publicul. E rulă de pui, e rulă de pui. Facem rulă. Ce ingrediente avem pentru... Un pui grill. Un pui grill. Păi, deci dacă e rulă, avem morco. Deci, trei morco. Un pui grill, mai departe. Trei morco. Nu-l băgați seama. Roșii. Câte roșii? Patru roșii vom folosi. Adică la un moment dat o să potolească, dacă nu-l bagi în seama. Trei ardei capia. Trei ardei capia. Ardei cap. Mai tai, mă, de litere, că așa se taie. Trei ardei capia, da? Ce bine arată. Uite puțin cum a gratinat legumele. Opa! Mamă, cum arată. Un praz. E ora nouă. Stop! Stop! Mă, tâmpitule. Oprim tot. N-au pus-o. Îmi cer scuze. Nu s-a activat? Pe spaimul spumulău, în câteva secunde, o să vedeți bomba bombelor. Ne întoarcem. Trei ardei capia, mai departe. Un praz. Un praz. Ce prost ești. Un praz. Mamă, cât de bun e, bă. Păi asta înseamnă televiziune, mă, în direct. 100 de grame de măsline feliate. Câte? 100 de grame de măsline 100 feliate. De grame de măsline feliate. Zi-mă, de unt. 2 morcovi. Măsline feliate, da. 2 morcovi. 2 morcovi. 100 de grame de unt. 100 de grame de unt. Zi de praz. A zis la început. Piper. Piper. Nu mai băgăm seama. E bun, îți place. Mamă. Piper, da. 3 cepe. Păi, dar ieși, bă, din bucătărie, ieși să vezi dacă au pus exclusivitatea pe Spidey, spun gură. Păi, pentru tine e mai important. Mie îmi place... 3 cepe. Bă, de când vedete paparazate, mai bine legume gratinate. 3 cepe, mai departe. Și 100 de grame de orez negru. 100 de grame de orez negru. De ce negru? Pentru că am decis eu să fie azi negru. Dar de ce nu negru? Și de ce negru? Că n-au avut să-i dea factură și l-a luat la negru. 100 de grame orez negru. Bun. Astea sunt ingredientele pentru rulada de pui pe care astăzi Beri o pregătește. Ce facem? Cum începem rețeta să o gătim? Am dezosat puiul. Da. Da. I-am scos tot ce avea prin el. Separat am călit măsline, cu praz, morcov, sare, piper. Cum sunt, mă, legumele astea? Delicioase. Urmează să am asezonat puiul, sare, piper, unt, rulăm. Dă un pic, ai pus ulei să punem julienul ăsta la, să-l tragem un pic în tigaie? Că a rămas niște pui de ăsta. Măi, dar lasă omul tot mai preciza și explica ce gătește și tu. Da. Orezul negru în apă cu sare și piper. Bun. Separat am copt și ardeiul cu ceapa. Astăzi să iasă ceva, da, senzația. Din ardei și ceapă vom face un sos. Orezul îl asezonăm cu măsline și puțin unt. Auzi, hai, auzi, și cu astea ce facem? Ale la din câi. Astea merge o mâncare, o ciorbă sau o tocăniță. Auzi, mă? Da. Hai că am stat destul cu Beri, să mai stăm cu Roxenica.